Domnilor, doamnelor, sau invers, trebuia să încep doamnelor și domnilor, dar am zis să mai încep și cu domnii, că am înțeles că a fost și ziua tatălui, a fost și ziua familiei, acum a apărut și ziua mamei, deci multe zile de genul ăsta, deci trebuie să sărbătorim într-una. Și noi sărbătorim o nouă săptămână frumoasă, pentru că săptămâna trecută a fost chiar foarte bună. Am avut generații diferite care au predat ștafeta de la unii la ceilalți. Am avut concurenți foarte, foarte buni. Ăsta e marele câștig la noi. Și din nou un concurent care este la a treia ediție și care așteaptă să intre. Se pare că matematicienii sunt foarte, foarte buni. Am avut mulți matematicieni. Până acum, 5200 de lei. Și revine astăzi la Câștigă România, Marius Hoară! Bine te-am reprimit! Marius, stați, acum a venit până acum la cămașă, până acum știi, elegant, acum gata, a venit pregătit de tenis de masă, exact. Sau tu pregătit de ping-pong, eu de tenis de masă, ca să fim mai exacti. La proba contrarie, nu. La tricou sportiv, îmi place ținuta ta, îmi place. E ales de fiica mea asta. Da? Da. Păi, da, să-i mai ceri părerea, că da. Prinde bine. Da. Și mulțumesc de, sau mulțumim matematicienii de aprecierile bune. Dar la ce m-ar ajuta pe mine, de exemplu, matematică? Bine, eu am fost foarte bun, am fost olimpic la matematică, dar întreb, la ce crezi că m-a ajutat? Ți-aș vorbi o săptămână la ce te poate ajuta matematică. Ia, la foarte multe lucruri. Dă-mi așa câteva exemple. Matematica la ce... e în toate. Deci matematica e în absolut orice. Așa. Inclusiv în poezie, dacă vrei. Și în muzică, asta e clar. Și în muzică, e multă matematică și în muzică. Este. Și matematica e și multă poezie în matematică. E. Chiar dacă e o știință precisă. Mm. Dar zi-mi... La ce mă ajută chestiile aia cu litere? Că eu nu pot să calculez cu litere. Cu A, B plus nu știu ce, paranteză, că X radical din V. Ce cu literele alea? Adică ori calculam cu cifre, ori cu literele astea. La e ce vorba de niște necunoscute. În păi asta, exact la asta am vrut să ajung. Exact, sunt cam exact. Necunoscute așa. Păi dacă ar face toți matematică, nu s-ar mai face nimeni prezentator, de exemplu, ca tine. Aha, am înțeles. A fost un compliment ăsta, că nu știu cum să-l interpretez. Da. Compliment. Mie mi-a sunat așa bine că n-ai făcut și tu matematică. Eu te invidiez pe tine, tu mai greu pe mine. Da, e adevărat. Bine, succes la Câștigă România! Mulțumesc, să începem! Mulțumesc! Și începem cu o necunoscută. Județul de graniță. Vedem harta. Hai să începem din Vaslui. Din Vaslui. Păi de acolo o luăm. Hai să vedem să se și oprească și ne trimite calculatorul în... Giurgiu. În Giurgiu. Prima întrebare. Născut la Bârlad, fost lider comunist al României înainte de Ceaușescu. Păi, cred că poți fi decât Bârlădeanu, Nicolae Bârlădeanu. Nicolae Bârlădeanu. Final, da? Yeah. Tocmai tu ne-ai dat o explicație într-o altă emisiune. Da, să nu-mi spui, Gheorghe, tu... Fost lider comunist al României înainte de Ceaușescu, născut la Bârlad. Gheorghe Dej. Da. De culea, adică chiar la asta nu mă așteptam să o dai. Am mușcat, da. Bun, nu-i nimic. Da. Următoarea întrebare. Spune-mi, te rog, dacă e adevărat sau fals. Vălăretele sunt cărămizi din lut și paie folosite la construcția caselor tradiționale. Da, e adevărat. Fals, alaiuri de urători mascați. Mm-hmm. E un alai. Trebuie să merg mai des prin Vaslui, n-am văzut decât de două ori. Da, se vede că... Lasă că e bine că ai ales județul ăsta, uite câte lucruri afli. Hai să vedem următoarea întrebare, tot din Vaslui. Născut la Roșiești, doctorul Dimitrie Bagdazar a pus bazele școlii românești de... Școlii românești de neurologie. Neurochirurgie. Exact. Neurochirurgie. Corect. Neurochirurgie. Bravo. Neurochirurgie. E și spitalul care poartă numele. Neurochirurgie. Așa este. Să mergem la Galați. La Galați, nu vrei Vrancea. Bine, hai la Galați. Mâncare de pește preparată cu ceapă și unt de lemn, rumenită la cuptori. La cuptoriul. Mâncare de pește.
Mamă, ce poftă mi s-a făcut. Era un loc în București unde mâncam așa ceva și era foarte, foarte bună. După care, bineînțeles, s-a cam terminat. Saramura de pește. Plachie! Saramura... Sunt, nu spre vată. Da. M-am gândit la plachie întâi, da. Vrancea. Vrancea. Deschizătură îngustă într-un stup pe unde intră și ies albinele. Știi cum se numește? Dacă spun că am și niște stup de care am grijă... Și dacă... Și urdiniș, nu urdiniș. Urdiniș? Da. Ai și stupi? Am și niște. Mierea e în cabină? E în... La mine în cabină e, deja sau...? Se strânge de salcâm la vremea asta. Aha. Dacă am terminat, trebuie scoasă. Da, mulțumesc frumos de cadou. Corect, urdiniș! Uite, știi care sunt cele mai falsificate produse în magazine? Da, mierea e unul dintre ele. Și uleiul de măsline. Da, uleiul de măsline, dacă luăm ieftin, e clar că e cam falsificat. Nu, și ăla mai, și ăla mai... scumpuț. Din păcate, e un procent extrem de mare, nu știu, ceva la 90%, ceva grav. Și mierea e, am citit și eu, sunt vreo 10 metode de falsificare, unele chiar aberante, da. Alt județ? Am zis Buzău. Buzău ai zis. Acolo mergem. De pe culmea dealului Istrița poți admira munții Bucegi și câmpia română. Este adevărat, dragul meu, sau fals? Da, e adevărat. Poftim? E adevărat. Este adevărat, ce frumos peisaj. În Prahova. În Prahova. Ce aflăm aici? Pe lângă Prahova și Dâmbovița, masivul Bucegi aparține și județului Evident Brașov. Evident Brașov. Hai să mergem în Dâmbovița. Dâmbovița. Spune-mi, te rog frumos, dacă este adevărat sau fals, șoseaua națională DN7 care trece prin Dâmbovița leagă capitala de Râmnicu Vâlcea. E adevărat. Este fals. Leagă București de Pitești și Târgoviște. Ia bicicleta. Da, DN7. Și umblă. Județ? Ilfov. Teren arabil necultivat ani în șir. Da, foarte mult. Pârloagă. Pârloagă! Dar și foarte mult, era un răspuns bun. Bravo, știați de pârloagă, bineînțeles, da? Bine. Bine. Giurgiu, da? Giurgiu, județul da. De destinație. Și mai aveai 3 întrebări. Regea României, în timpul căruia s-a construit podul peste Neajlov. Ia că l-am pus în încurcătură. Da. Carol I. Așa este, Carol, dar este al doilea. Nu-i nimic, oricum suntem bine. Zona supranumită, a doua delta a României. Zona Comana. Cum se numește? Zona, Parcul Natural Comana, rezervație naturală. Așa este, răspuns corect și ai atins destinația. De parcă ar fi ceva nou la tine. Se așteptăm pe următorii concurenți. Hai să vedem cine urmează. Are 46 de ani. Este din București. De meserie biolog. Căsătorită cu un inginer, scriitor și profesor universitar, pasionată de călătorii și de animale. Deci o să se simtă foarte bine în prezența mea. Ruxandra Gârbea! Salutul meu! Sper că nu o să fie așa serioasă cu mine. Te rog! Deci vreau zâmbet, vreau bună dispoziție. Și concentrare în același timp, dar relaxată, da? Nu supărată, nu... Da? Încercăm. Încercăm? Vrei să plec? Și că aș vrea puțin, dacă se poate să pleci, da, nu. Se poate. În niciun caz. Bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Cum te simți tu așa? Emoționată. Emoționată. De ce l-ai văzut că e așa de bun? Nu numai. Foarte mult.
Tu vorbești cu toată lumea, așa. Pe aia și a avut ocazii, e a treia ediție. Cu IT-istul care am găsit subiect comun. A, da? Zi-mi, ce mai faci tu așa în timpul liber? Cum... Am făcut o descriere, dar vreau să aud și de la tine. Citesc foarte mult, ascult muzică și dacă am posibilitatea, călătoresc. Uneori numai cu gândul. Zi-mi, păi hai să vedem ce faci aici, că poate pui de o vacanță faină. Unde ți-ai dorit să ajungi? Maramureș. N-am fost niciodată. Uite ce frumos, întreb pe cineva, unde ți-ai dorit să ajungi? Australia, Japonia, America de Sud. Nu se exclud. Foarte frumos. Succes! Mulțumesc! Și dacă toți am urat succes, la câștigă România, hai să vedem și harta. Tu ne oprești și ne spui de unde vrei să pleci. Olt. Din Olt. Ia să vedem, te duci în nord, est, vest. În nord, nord, nord. În Botoșani trebuie să ajungem. Nu, nu ți-e teamă că simt că ești pregătită să ajungi repede, fără pași greșiți. Ai 12 întrebări, deci e ok. Începem? Da. Succes, prima întrebare din Olt. Înveliș din cauciuc la camera cu aer a unui vehicul. Se fabrică la Slatina. Anvelope. Asta este. Bravo! Și unde ne ducem? Argeș. În Argeș. Dar mai tare, dragă, mai cu încredere. Argeș! Zi-mă. Argeș. Păpușa este o culme muntoasă în munții Făgăraș. Adevărat. Adevărat! Corect! Brașov. Brașov. Poet și filozof, elev al liceului Andrei Șaguna, a debutat în 1919 cu poemele Luminii. Lucian Blaga. Corect! Următorul? Harghita. Frumos, nu te împiedici. Ai pasul mare, bravo. Lacul Bălan este un lac de baraj artificial. Simt că n-ai auzit de lacul Bălan. Simt bine? Da. Da. N-am auzit. Și acum ce fac? Ce răspuns dau? Adevărat. Răspuns corect! Și fain frumos. Ia uite, numai verde în urma ta. Suceava. Suceava. Din Suceava, următoarea întrebare. Oraș pe al cărui teritoriu se află mănăstirea Voroneț. Suceava. Gura humorului. Da. O luăm puțin înapoi. Pe unde? Prin? Prin Neamț. Prin Neamț o luăm. După care vine Iașiul, bineînțeles, Botoșani. Oraș la poalele Cozlei, în care s-a născut apreciată actriță Florina Cercel. Piatra Neamț. Băi, da, ce întrebare grea. Wow! Corect! Iași. Un ultim pas, înainte de Botoșani, Muzeul Unirii din Iași a fost inaugurat la un secol după unirea principatelor în... 1959. Poftim? 1959. Știi că dacă mi-ai răspuns greșit, trebuie să te întorci în Bacău și nu atingi destinația. Dar nu e cazul, răspuns corect! Și Botoșani, mai ai 5 întrebări la dispoziție, e clar că o să atingi destinația, nu văd nicio problemă în asta. Hai despre Botoșani, ce aflăm? Ce știm? Pictor italian, vezi? Cu ale cărui fresce a fost comparată pictura de la Biserica Popăuți. Michelangelo. Giotto di Bondone.
Știai? Știam, dar nu știam că a fost și el, printre alții. Da. Hai să mai vedem încă o întrebare din Botoșani. Dramaturg și romancier interbelic născut la Botoșani, autor al piesei Patima Roșie. Mihail Sorbu. Excelent, și-ai atins destinația, bravo! Acum poți să zâmbești și să râzi în hohote, te rog. Să vedem cu cine ne mai distrăm. E din Pitești, îi place muzica, are 49 de ani, a absolvit facultatea de drept și este magistrat. Dar e pasionat de călătorii. Așa, speră să-i pice întrebări ușoare, că altfel ne trezim la tribunal. Da, e o amenințare frumoasă. Daniel Vișan! Salut, domnule! Salut. Ciao. Măi, dragă, că... Cine zicea, măi, dragă, că am uitat? Dumnezeu să-l ierte pentru ce a făcut. Bine ai venit la noi! Bine te-am regăsit! Da, cu mulți mă regăsesc așa. Am prieteni mulți în țara asta. Și e fain. Asta e fain. Ce faci? Relativ bine. Și că bag la închisoare, mai scot, mai... Da, se poate spune. Ești ocupat din punctul ăsta de vedere. La ce infracționalitate în țara noastră? Este? N-am observat. Cel puțin pe anumite domenii. Cam în ce zone, așa, ca să... De fapt, ar trebui să spunem ce zone nu au infracționalitate sau dacă există vreo zonă în care să nu. Da. Uite, și în turism, să știi că există evaziune fiscală în turism. În turism? Da. În ce sens, adică? Păi în sensul în care lumea se cazează, consumă și nu... Nu neapărat că nu plătește. Dar nu se fac forme legale. Da, interesant. Am auzit eu ceva. Unii spun că ar fi un mijloc de încurajare a turismului. Bineînțeles, cei care încasează. Foarte frumos prezentat, da. Da. Bine, succes la Câștigă România! Bine mulțumesc, ai venit! Mulțumesc! Harta! Spune de unde vrei să pleci. De aici? Sperăm cât mai târziu, eu sper pentru toți concurenții. Hai să începem cu vestul, Bihor. Din Bihor plecăm. Și ne ducem. Mamă, ce concurenți. Puu, ce concurenți buni avem. Mergi în Vaslui. Ok. Ești în regulă? Da, abia aștept să începem. Hai să începem cu prima întrebare din Bihor. Născut la Oradea, poet, scriitor, traducător, soțul prozatoarei Ileana Vulpescu. Ileana Vulpescu a scris una dintre poeziile mele favorite. Na, l-am găsit și pe ăsta. Iar a citit tot. Evident că pe soț îl cheamă Romulus Vulpescu, dar încercam să-mi aduc aminte poezia, nu mai scapă. Avem și un moment artistic. Fiecare zi ne bate în joc de păsări, de iubire și de mare și nu băgând de seamă că în loc rămâne un deșert de disperare. Nu, Ileana Vulpescu. Ea e autoarea poeziei, dar soțul Romulus Vulpescu s-a terminat. Da. Da, frumoasă, știu. Cred că la Păunescu am auzit. Sau el o recita, sau... Cred că o recita, dar cred că ea ei. Da. Ne batem joc. Nu mai știu. Pe... Mă rog, Romulus Vulpescu, răspuns corect. Să mergem mai departe cu Cluj. Ai altceva, da. Cluj. Mânuitorii Acului și Aței dau denumirea bastionului estic al cetății Clujului. Bastionul Croitorilor. Așa este, Croitori! Încă un răspuns corect, dar din ce județ? Ia să vedem. Mureș. Născut în Sighișoara, pionier al muzicii folk și pop, cântă Floare de Ger. Adrian? Scuze. Evident că nu este Adrian Copilul Minune. Ce legătură? Ce gusturi ai, da. Nu, vai de mine. Ai spus. Mi-ai spus și înainte că îți place și eu te-am certat. Era o glumă. Dar treaba ta, până la urmă e un gen. Dacă îți place, ce avem noi cu tine? Câte albume ai? De care? Al Minune. Niciunul. A, le știi pe de rost, nici nu mai trebuie să-l asculti. No. Așa. Floare de Ger. Adrian Berinde.
Ivanitski. Mm. Ai auzit? Deci am avut dreptate, Berinda e din Făgăraș. Ok, nu-i nimic, pe unde o luăm? Alba. Alba? Cea mai lungă, mai denivelată și probabil mai dificilă peșteră din țară. Huda lui... Îmi plac peșterile, am fost în multe peșteri din țară, dar în asta n-am reușit să ajung încă, poate după emisiune. Huda lui Papară. Ce faceți? Ridicați mâna, ei imediat se dau deștepți exact pe evoluția ta, știi? Așa este, corect! Voi v-ați vorbit, că prea ați ridicat, v-ați vorbit să împărțiți premiile la trei, orice s-ar întâmpla, fiecare cât câștigă și... Ha? Nu, dar probabil că fiind toți veterani ai concursurilor... Adică voi aveți un club al vostru, așa, un club, așa, da. Aș fi vrut să-l înființez, dar n-am reușit până acum. Da, chiar, uite, o idee foarte bună. Poate facem un club Câștigă România, vreți? E un grup secret pe Facebook. Da, este. Următorul județ. Sibiu. Sibiu. Înșirate pe ață, împodobesc gâtul fetelor, iar în țara hârtibaciului, pălăriile băieților. Pe ață pot fi înșirate multe chestii. Dar de regulă se înșiră mărgele. Mărgele. Știi, treaba aia cu salutul. Bună, ce faci? Bine. Dar ce ai la gât? Mărgele. Răspuns corect! Și mergem la Brașov, bănesc, nu? Da, bineînțeles. Hai la Brașov. Brașov. Cocoloște mămăligă caldă în care s-a pus brânză de oaie sau urdă. Ciobanii din zonă fac gestul ăsta și îl pun pe... Ce ți-e frig? De ce? Da. Nu așa fac ei când fac cocoloșul de mămăligă? Dragii mei, pentru a viziona restul ediției, vă invit să vă abonați pe herohero.co/câștigă-românia și veți găsi acolo nu doar ediții integrale și cele mai noi episoade Câștigă-România, dar și imagini exclusive din culise și întrebări grupate pe diferite domenii de activitate. Toate despre România. Normal.